Zeci de oameni ai străzii au fost adunați din gară, din piețele și cartierele craiovene de către poliția locală și serviciul de ambulanță pentru a-i pune la adăpost în aceste zile geroase. Sunt oameni care de ani de zile trăiesc pe unde apucă, dar și alții care din diverse motive întâmpină sub cerul liber prima iarnă. Stancio, care are 73 de ani, poliția locală l-a găsit în gara Craiova și pentru a fi în siguranță l-a adus la centrul de urgență pentru persoane fără adăpost Sfântul Vasile. Stancio a lucrat la căile ferate până la pensionare în 1993, timp în care a avut locuință de serviciu. De atunci a rămas pe stradă, chiar dacă are copiii la casele lor și o pensie de 1000 de lei. Am fost cioban, pe unde am putut să umblu după voi. Și acum? Acum nu mai pot, din cauza că am o problemă la picior. Am vrut să mă duc la azil, nu avea lucruri pe nicăieri. Și așa că am ajuns la dumneavoastră. Păi și dacă vi se găsește un loc, da, într-un azil, pe pensia asta, ați accepta să stați acolo? Corect. Da. Dar n-ați încercat până acum? Am încercat, dar ați spus că nu au locuri. Dar aveți copii? Am. Trei am care ai plecat în alte țări, trei băieți, și am fata Balasană, căsătorită. Și deci fata nu v-a primit? Păi fata m-a gurit prima dată. Alberto Renato Butariu are 42 de ani și din 3 ianuarie a fost adus la centrul Sfântul Vasile de către polițiștii locali. Dacă mă apuc să spun despre viața mea, este o carte să scriu. Nu am foi ca să o scriu. Eu nu sunt acum pe stradă. Eu sunt din data din 93. Am 24 de ani de stradă. Eu știu cum e strada. Ca să mungi din colțul străzii este foarte greu. Să îndur frigul, viscol, frig și multe și multe. Și foame și sete și tot. Strada nu e pentru oricine. Strada e pentru cine trebuie să reziste. Care e capabil să reziste. Până când veți sta aici, în centrul ăsta? Centrul până dă colțul ierbii. Ca și să după aia? După aia tot aici o să stau și o să îmi caut de lucru. Adrian Berbeci are 44 de ani și de 25 trăiește pe stradă. Poliția locală l-a găsit dormind într-un autoturism abandonat în apropierea pieței centrale și l-a convins să meargă la centrul Sfântul Vasile. La 25 de ani nu aveți nicio locuință? Regiment dormeam. Ba, mă culcăm în papuc, în piață. Și din ce vă câștigați traiul? Din ce trăiți? Mâncheam în piață. Ca ce? Ce făceați în piață? Căram, marfă. Dar școală? Câtă școală aveți? Aveți o meserie, ceva? 8 clase la școală ajutătoare. Ați avut vreodată un serviciu? Nu. Toată viața ați lucrat cu ziua? Da. Și cam cât câștigați? Depinde. Și 300, 4. Ați încercat o chirie, ceva, o altă soluție? Am încercat și... Era lumea în ziua de astăzi. Centrul Sfântul Vasile din Craiova este deja supraaglomerat. Capacitatea de 52 de locuri a fost depășită încă din perioada sărbătorilor, iar acum sunt găzduite deja peste 70 de persoane fără adăpost. Am suplimentat locurile disponibile cu saltele. Sunt și persoane care stau două pe saltea sau în paturi. Încercăm să facem tot posibilul ca să ajutăm. Sunt persoane care stau de o viață întreagă, aș putea spune, pe stradă, dar sunt și persoane care s-au certat cu părinții în ultima perioadă, cu copii, au fost dați afară din casă. Să avem și persoane care provin din sistemul instituționalizat și la 18 ani au fost scoși în stradă. Și la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova au ajuns în aceste zile de iarnă geroasă 10 persoane fără adăpost. Constantin Velea are 70 de ani și este deloc din Oradea, dar de 4 ani trăiește pe străzi în Craiova. Își improvizase un adăpost lângă depoul de tramvaie. Dar ce să fac? N-am vrut să viu. Am zis că... Dar de ce n-ați vrut să veniți? Am zis că mă descurc acolo. Da, degeaba că milicianul spune că e ordin. Dar în alte ierni, unde ați fost? Poftim? Iarna trecută. De 4 ani stăt acolo.
Am avut 4 ani, am venit la București, am avut și plec înapoi. A, nu pot, că ca să plec la București, îmi treabă bani, să dau la ciferiști. Dar din ce trăiți? Păi, dărnicie oamenilor. Din dărnicie, dărnicie. Ce vă dau oamenii? Da, vecinii, ce ne cunosc. Ce... Vă aduc de mâncare sau vă dau bani? Câteodată, da, pe bani noștri, dar că nu au bani, dar tot îți dă o bucată de pâine. La cele două instituții, persoanele fără locuință primesc găzduire, 3 mese pe zi și asistență medicală.